acțiunile băncilor se prăbușesc după un tsunami de vești proaste care ar putea provoca probleme pentru întreaga industrie. Acțiunile băncilor americane au înregistrat vineri dimineața cel mai mare declin din ultimii aproape trei ani, în condițiile în care sentimentul investitorilor în jurul sectorului continuă să fie unul de îngrijorare. Indicele bancar KBW Bank a scăzut cu până la 7,7% pregătind terenul pentru cel mai mare declin înregistrat într-o singură zi după începutul lunii iunie 2020, scrie Fortune. Totul a început cu o prăbușire de 6,20% la acțiunile Bank of America. Analiștii sunt de părere că aceste căderi au legătură cu anunțul grupului bancar SVB Financial Group, partener bancar important. Pentru sectorul tehnologic, privind o majorare importantă de capital în valoare de 2,25 miliarde de dolari. Toate aceste scăderi au început joi seara pe Wall Street, cu o cădere de 6,20% pentru acțiunile Bank of America, cu o cădere de 6,18% pentru Wells Fargo și, de asemenea, cu un declin de 4,10% pentru acțiunile Citigroup dublă lovitură dată de Silvergate și SVB financial. Acțiunile băncilor se tranzacționau deja prost săptămâna aceasta, după ce Chicorp a avertizat că betaul de depozit ridicat și vânzările s-au intensificat datorită dublei lovituri date de Silvergate și SVB financial, a declarat fondatorul Vital Knolge, Adam Crisaful. Prăbușirile de joi anulează ceea ce părea a fi un început puternic pentru acțiunile băncilor în 2023. Indicele KBW Bank a crescut cu peste 14% la începutul anului, dar declinul din ultimele 5 săptămâni a împins indicele de referință înapoi la roșu. Acțiunile băncilor din Asia și Europa au luat-o și ele la vale. Acțiunile băncilor din Asia și Europa au luat-o și ele la vale vineri dimineața. Acțiunile Credit Suisse au atins un minim istoric, în timp ce acțiunile de Utske Bank au scăzut cu 8%. Rege Grant, șeful departamentului de tranzacționare la Kife, Bruiet Woods din New York, a declarat. Scânteia din Silicon Valley a aprins temeri în toată lumea în legătură cu piața de capital și cu ceea ce fac depozitele. Mulți investitori instituționali nu se simt bine că dețin anumite bănci în acest moment. Acest episod a evidențiat din nou cât de vulnerabile sunt băncile, multe fiind ținute pe linia de plutire de fonduri publice. După criza financiară globală din urmă cu un deceniu. Criza financiară globală și consecințele economice ale pandemiei au determinat băncile centrale și guvernele să tipărească mii de miliarde de dolari pentru a susține economiile, dar până acum aceste lichidați nu au fost retrase de pe piață.